Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Dreamland. Well, a intrat și Peter. De data asta o să începem aici intro-ul la apus. Peter. Deci, după cum puteți vedea, s-au făcut câteva animale, foarte puține de asemenea. Și în episodul de astăzi o să vreau pentru început să pun stone brick-uri. Visitat. Și vreau să mă duc să văd. Ah, ok, acum jucăm în 1400 pe 900, pentru că rezoluția asta îmi permite să am Minecraft fără lag. Nu avem încă o Easter Mushroom. Nu cred. Deci, noi cei cobblestone, avem ceva cobblestone, avem... Nu arată prea bine resursa. Ok, un stack, două stack-uri, trei stack-uri, patru stack-uri, cinci stack-uri, șase stack-uri, șapte stack-uri, opt stack-uri. Da, cred că avem destul. O să vreau să scap de casa asta. Casa asta este un eșec de casă. O să vreau să construiesc o casă adevărată pentru un om adevărat ca mine. Și să fiu sincer, o să vreau să o fac undeva în pământ. Ce ziceți de o casă în muntele ăla? Mă, ce mai munte? Nu cred că ar arăta bine. Trebuie să ne găsim. Poate direct așa înăuntru. Că trebuie să fie într-un loc normal. Că vreau să fac și gen o casă măricică. Să nu mă dea afară de pe server că dorm. Nu știu cum o să miște clipul pentru că îl filmez cu OBS. M-am dus acolo la Automatic Configuration Wizard. Sau cum s-o numi. Și am băgat, mi-a zis, pune setările astea, pune setările astea, bine. Deci, habar n-am cum o să iasă, dar având în vedere că aici scrie... How many frames? Nu știu, deci pur și simplu... FPS-urile astea secundare, pur și simplu sunt aici ca pur și simplu să demoralizeze foarte mulți oameni ca să... Ei credeau că au 60 de frame-uri, de fapt au 8. Ceea ce e o lacrimă mare. Dar, deja m-au lipsit 2 oameni de pe SMP să poarte textura lui Tar. Adică textura asta. Și vă aștept cu mesajul pe Discord să-l molipsesc pe al treilea. Haideți să... Facem și noi o fermă de dovleci, pentru că până la urmă orice om are nevoie de dovleci. Avem aici puține semințe, dar ne trebuie o sapă. Dar ce fel de sapă? Vreau o sapă rezistentă. Hai să sacrificăm două din cele diamantele, din diamantele noastre foarte importante. N-am bețe. Băți. De ce nu am bețe în chesturi? Ok, o să facem bețe atunci. O să ne sacrificăm și lemn, nu? Avem 7 de diamanți. Tare, bun. Ne trebuie un loc pentru această fermă relativ mare de dovleci. O să vreau cum avem excesiv sugarcane, vreau să avem excesiv tot. Și un KFC care e copiat după Larbot. Deci, cum ar fi să mergem, dar nu că după aia e prea departe, asta este o altă problemă. Și nici nu vreau să nivelez mult, că sunt leneș. Zona asta. O să o nivelez. Pare rău că sunt atâtea tăieturi, dar sunt atâtea lucruri de făcut care durează mult. Bun. O să arăm... A, știu cum facem, că sunt expert. O să arăm ceva de gen... O să arăm așa. O să vreau să văd cât o să ne ia, să calculăm cât e zona asta de pumpkin. Deci avem 64 și prin calcule matematice vom afla răspunsul. Deci o să vă punem aici. 38. Miele ne-s fac calculul, dar cred că e bine. Așa că o să mai punem pe un alt rând. Nu, cred că o să ne fie de ajuns atâta. Ce mai vreau să zic este că o să împodobim un pom. Chiar că suntem în spruce biome, ceea ce e bine. Deci o să luăm un puiete, o să-l creștem și o să încercăm să-l împodobim cu asemenea blocuri. Pur și simplu o să tac din gură. Să nu stric surpriza. Deci, misiunea noastră este să conectăm frumușel zona asta de tot. Așa că putem să facem ceva de genul... Trebuie să punem... Nu, aici stă dirt. Aici, în schimb... Ups, e ok. Putem să punem așa. Că așa o să vină. Gen, să fie un singur dirt să crească dovlecii. A, putem să facem pumpkin pie dacă tot ne facem KFC de la... Dacă ne facem KFC și maker care dă ouă. Putem să facem și pumpkin pie. Că avem sugar cane. Cred că avem, nu sunt sigur. Avem
Dovle cei, avem tot ce ne trebuie în viața noastră. Și hâț. Cam așa ceva. Iară se noptează! Nu! Ok. Deci, nu, tu n-arăți bine. Ori de câte ori trebuie să spargem, nu contează, trebuie să arate uniform, trebuie să arate echilateral. Oh, și-l dăm factor comun pe X! Well then, ok, am găsit setări de OBS fără lag. Sper să nu fie bias, tocmai sunt fiscă. Haide, acum cum se mișcă, fă! Vă dați seama cum se mișcă? Vedeți că scrie 80 de frame-uri constant? Aproape. Ai de capul meu cât de bine e să joci 80 de frame-uri. Deci, vreau să mai cultivăm. Uriți dovleci. Vreau să iau toate semințele de prin chesturile astea și pur și simplu să le cultiv. Dar știți ce? Haideți să facem tot o asemenea zonă și morcovi de asemenea. Haideți să facem tot o asemenea zonă acolo și nu pe insula asta. Insula asta vom face ceva complet sacru pe ea, odată ce ne dăm seama ce e așa de demn de ea. Dar cred că nu o să vă mai plictisesc de data asta și o să fac un speedrun și Caroti vrea să mă mesagerizeze. Eu nu știu cum răspund, dar cred că... Dacă cineva poate să găsească boala gravă a microfonului meu, îi dau un premiu Nobel. Deci nici nu știu ce să fac. Cred că eu trebuie să sunt folosit să bag... Sunt folosit, sunt nevoit să bag noise removal foarte puternic la fiecare clip. Na, dar cred că până și aia s-a auzit. Acel moment când... Ai niște căști de 3 milioane care se aud așa de prost. Vă știați că Fortune 3 merge pe iarbă? Și nici nu i se duce din durabilitate. Și nu știu, aici au fost mereu țestoase. Și habar n-am ce fac. Chestie. Dacă mă întrebați, am fost acolo, nu era nimic. Iar se noptează. Și, well, am terminat. Depus tot grâu. Oh my god, n-aș mai face asta o a doua oară. Cartofi, cartofi, cartofi ar fi fain să avem, dar morcov, să fiu sincer, nu cred că o să mai cultiv. Că nu prea are rost. Am cartofi. N-am cartofi. Eu dacă vreau cartofi, ce fac? Ok. Dar e noapte! Nu cred că e noapte chiar. Totuși avem mâncare. Dar nu o să avem permanent. KFC-ul ăla, în schimb, ne permite să avem permanent. Și am uitat complet de pescuit. N-am mai pescuit deloc. Și am chestiile astea minunate. Well, fraților, probabil episodul următor o să ne apucăm și de o potențială bază. Să mă uit pe aici să văd unde ar da bine. Am uitat de tine, XD Digelu! Ok, fraților, și știți ce o să mai facem noi? O să mergem să ne facem niște enchanturi. În primul rând, ia să-mi depozitez eu toate chestiile astea pe care le vom folosi. Altădată am să le folosim de-a mâinii. Mamă, prin magie am ajuns la Larkot acasă, pentru că portalele noastre sunt bugate și acum, gen, eu pur și simplu trebuie să mă duc pe jos, dar... Larkot avea aici un enchantment table. Alo? Help, Larkot, m-ai pierdut. Ok, fraților, acum pur și simplu, haideți să căutăm pe la Larkot. What? Casa numărul 1, chestie numărul 2, altă... Larkot, ce ai făcut? Explain this. E, păi și cine are podul ăla tare? Cred că-l cunosc. Casa aia nu dă bine deloc. O să facem și lemnul ăla de la obsidian, mamă, sugarcane-ul ăsta pur și simplu e reprezentarea vizuală a minții mele. Hai să-mi tai mintea. Sau mă rog, să-mi tai reprezentarea vizuală a minții mele. Da, zona asta are nevoie de un pic improvement. Și o să facem de data asta. Să nu spui că Larkot nu mi-a dat destul la piele, e vina ta, Larkot. E doar vina ta. Avem 13, nu prea mi se pare ok. Hâț, 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 hâț secundar, hâț, 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 hâț. Ah, nu. Ah, 24! 26! Nu mai avem, pe bune. Stați, cred că am niște vaci, nu sunt sigur. Așa, deci o să facem am făcut 7 cărți în loc de 6, mă rog, o să craftăm cărți și cu aceste cărți noi o să avem două.
Da! Level 30! Hip Strider! Fuck! Mi-am consumat, frate! Prostiile astea, că mi-au picat doar enchanturi proaste și eu că-s deștept, am mai enchantat puțin. Mi-am pus hope and breaking 3 dintre toate lucrurile pe care le puteam să fac. Se enchantul care pică 100%, eu pe ăla mi l-am pus. De ce m-a făcut domnul? Bun, cam atât a fost și cu acest episod de Dreamland, episod bestial, ce pot să spun, arăt perfect cu buții ăștia. Deci, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Viper și o să ne purtăm stai, nu ăștia, am pierdut buții, nu-i așa? Well, ca de obicei. Stați să găsesc buții și după aia închem episodul.